Ședința este închisă. Ședința închisă, ieșiți, vă rog. Așa, ieșiți, ședința închisă. Da. Dar cine a decis? Cine a decis? Stai să vedem întâi ce zice înseamnă. Colegi, când au decizie respinge, că ne vom da recursul procurorului și vei ține fără modificări încheierea judecătorii Bucan Chișinău din 1 februarie 2016. Decizia este revocabilă. Care a fost argumentarea procurorului pentru a vă plasa în arest preventiv? De ce? Precum că posibil să mai fac așa asemenea crime, posibil să mă eschivez de la urmărirea penală. Adică niște aberații care în general n-au fost motivate destul și au fost luate pur și simplu așa ca să fiu plasat în arest. Vom depune sesizări penale pentru a fi pornit urmărirea penală în privința procurorului sectorului Buicani, în privința procurorului Proca, în privința colaboratorilor de poliție care l-au reținut ilegal și au adoptat ordonanțe ilegale de pornire a cauzei penale. Culmea este că acești polițiști, acești persoane care stau implicate în acest caz, au înaintat pe numele meu iarăși, precum că le-am opus rezistență la momentul reținerii atunci ce s-a întâmplat, precum că i-am înjurat, adică iarăși vor să mă hărțuiască prin toate metodele, prin toate justiția, adică elefantul ăsta să-l pornească asupra mea. Asta îmi pare rău, să recurg iarăși la aceste variante, cum procedau înainte.